Bun venit la starea nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră și pentru că se pare că unii au uitat, iar alții sunt prea mici ca să fi învățat despre asta, mi-am propus să răspund astăzi la o întrebare fundamentală pentru sănătatea democrației. De ce protestăm? 8 ore pentru muncă, 8 ore pentru odihnă și 8 ore pentru ce vrem noi. Vă spune ceva acest slogan? Dacă astăzi sunteți printre cei ce muncesc 8 ore pe zi, trebuie să știți că datorați acest program unor oameni care au protestat ca să-l obțină. Ziua de muncă de 8 ore a fost obținută prin protest. La începutul epocii industriale, copiii munceau toată ziua sau toată noaptea, depinde ce tură nimereau. Începând de la vârsta de patru ani. Femeile și copiii din Anglia, de pildă, au obținut dreptul de a munci doar 10 ore pe zi, abia în 1847. Francezii au obținut dreptul la ziua de muncă de 12 ore în 1848. Au trecut mai puțin de 200 de ani de atunci. Iar noi, astăzi, ne purtăm ca și cum toate drepturile ni se cuvin și nu trebuie să mișcăm un deget pentru ele. Știți de ce sărbătorim Ziua Muncii pe 1 mai? Pentru că niște oameni au protestat într-o piață din Chicago la începutul lunii mai, în 1886, pentru limitarea orelor de muncă și pentru condiții de muncă mai bune. Șapte ofițeri de poliție și cel puțin patru civili au murit atunci. Deși inițial protestele începuseră în mod pașnic, zeci de mii de oameni au mărșăluit ca să obțină dreptul ăsta de a munci mai puțin decât toate orele în care erau treji într-o zi. Ați auzit cu siguranță de Henry Ford, când a redus programul angajaților din fabricile lui la cinci zile pe săptămână. Atenție, fără să le scadă salariul. Se scria despre el prin ziare că ar trebui să-i fie rușine că este cetățean american, că subminează importanța muncii. E, acum, astăzi, ne uităm la cele două zile libere de weekend și ni se pare că asta e normalitate. Vedeți, așa se întâmplă cu foarte multe lucruri. Foarte multe idei ni se par radicale până când ajungem să le acceptăm. Drepturi pe care noi le avem astăzi au fost cândva niște idei de neconceput. Așadar, de ce protestăm? De ce e foarte bine să o facem? De ce trebuie să o facem pentru o viață mai bună și pentru democrație? Am găsit 8 motive importante pentru care protestăm. 1. Protestăm pentru că doar așa. Obținem și apărăm drepturi. Drepturile apar doar prin luptă, prin unitate, prin solidaritate. Drepturile dispar prin nepăsare, dezbinare, egoism, corupție. Se întâmplă lent, foarte lent, de multe ori, sub masca unor false avantaje. E atât de simplu. Protestăm pentru că doar așa se obțin drepturile, așa funcționează democrația și pentru că de multe ori schimbarea unei societăți bolnave se poate întâmpla doar cu mulțimi de oameni în stradă și cu spaima băgată în oamenii politici. Da, poate că sună aiurea, necivilizat, bla bla bla, dar dacă nu le este frică de ce li s-ar putea întâmpla, Politicienii ajung... Mulțumesc! Mulțumesc! Exact! Politicienii ajung Claus Iohannis și îți râd în nas. Cine crede că democrația înseamnă doar să te prezinți la vot odată la patru ani, e fie naiv, fie politician. Votul este foarte important, desigur. Dar prezența la vot aproape că nu are sens dacă oamenii, cetățenii, nu votează prin participare publică în fiecare zi. Dacă nu protestează față de ce nu funcționează în instituții, în societate, în fiecare zi. 2. Protestul, greva sunt drepturi. Știți placa aceea cu care vin mulți înainte de alegeri, cu... Domne, dacă nu votezi, nu ai dreptul să vorbești după. Dacă nu aveți responsabilitate și nu vă asumați nimic ca să nu mai aveți pretenții după aia. Nu putem să stăm, să înjurăm după marginea drumului sau să aplaudăm în cazul în care nu mi-am prezentat la vot. la vot, dacă nu, o să zicem, băi, am fost și uite ce se întâmplă. Astfel de mesaje fac jocul politicienilor. Pentru că prezența la vot este o falsă problemă. Cei care cheamă la vot, de fapt, trag pentru un anumit partid, în general cu dreapta politică, pentru că alegătorii dreptei au de obicei lucruri mai bune de făcut în ziua alegerilor. Și atunci ei maschează acest îndemn făcându-l general. Dacă le spui ceva, acești oameni sar, ce domne, eu vreau să iasă toată lumea la vot. Ești sigur că vrei asta? Să meargă toată România needucată la vot? Crezi că astfel ar învinge binele? Nu, avem dreptul să cerem ce al nostru și să le cerem socoteală politicienilor oricând. Chiar dacă n-am fost niciodată la vot. Azi, mâine, dimineața, noaptea, oricând vreau pot să protestez, să înjur puterea, să intru în grevă. Și pentru că tot am ajuns aici, e atât de trist pe undeva faptul că profesorii din România n-au mai făcut grevă de 18 ani. Asta arată câtă inerție este în societatea românească și cât de greu se pot uni doi oameni care să strige același lucru. Nu cumva, tocmai asta îi șochează și pe guvernanți, care își zic probabil: Ce o fi cu profesorii ăștia? Au înghițit atât și acum fac scandal din nimic? Au salarii mizerabile de 15 ani? De ce tocmai acum s-au găsit să urle? Mă rog, public. Nu au spus asta. Au zis altceva. Aș vrea o abordare, totuși, scuzați-mă, responsabilă față de copiii noștri, față de actul de învățământ. Și sindicatele trebuie să vadă că o negociere se întâmplă în așa fel încât părțile se întâlnesc undeva la mijloc. Fac apel la cadrele didactice și la întreg personalul din educație să revină la catedră. 3. Protestul înseamnă putere de negociere. Totul în viață, dragii mei, este despre puterea de negociere pe care o ai. Mai faci un curs, mai faci o școală pe bune, asta înseamnă putere de negociere mai mare. Orice abilitate în plus îți crește puterea de negociere. Dacă nu lucrezi la puterea ta de negociere și mulți, deși nu îi împiedică nimic, nu o fac, vei fi călcat în picioare de cei în fața cărora nu ai ce pune pe masă. Corporatiștii nu fac grevă pentru că nu sunt lăsați să aibă sindicat. Nu există sindicate în IT, spre exemplu. Ceea ce e o prostie. Pentru că la cât de căutată este această meserie, un sindicat ar aduce și mai multe drepturi și protecție pentru lucrătorii din domeniu. Doar că fiind salariile mai mari decât media, lucrătorilor nu le mai arde să se solidarizeze, să se organizeze și pierde norm, ajungând să fie călcați în picioare de angajatori. După valul global de concedieri din domeniul tehnologiei, și piața IT din țara noastră începe să resimte efectele. Recent, o companie cu sediul central în Statele Unite și-a anunțat cei 172 de angajați din Cluj-Napoca că biroul de aici va fi închis. Au fost organizații care au trimis oamenii oficial în șomaș tehnic, da. deși aveau de lucru pentru ei? Da. Și oamenii ei au continuat să lucreze? Da. Cum să ai putere de negociere? dacă tu te gândești să acționezi împreună cu ceilalți doar când îți ajunge cuțitul la os. Că ți se vinde treaba asta, domne, dacă ești bun, o să primești, stai liniștit. Ce e aia să faci sindicat? Sindicatele sunt așa, o chestie comunistă, toți la grup, nu e normal. Mergi pe sabia ta, nu fi fraier o fentă pe care tinerii pleacă astăzi, fiind dezbinați astfel de corporații. Nu vei fi plătit niciodată pe merit, ci cu cât ești dispus să accepti, să suporți. Apoi, întotdeauna, lucrurile s-au schimbat printr-o masă critică, prin presiune, prin mulți oameni care vor ceva. Proști, neproști, un lucru e clar. Doar în varianta mulți te poți opune unui stat abuziv. Doar în varianta mulți poți impune agenda ta. Și nu agenda unui guvern care nu mai are, cum se întâmplă în România astăzi, nicio legitimitate. Guvernul de astăzi nu a fost la alegeri ca proiect politic, ca proiect de guvernare. Din contră, românii au votat ori PSD, ori PNL. În sensul că astea două se exclud se excludeau de fapt până când același Claus Iohannis a decis că nu se mai exclud, că se completează foarte bine chiar, că trebuie să lucreze împreună. Ei s-au unit împotriva noastră. Noi, iată, nu putem face împotriva lor. În aceste condiții, sigur că democratic ar fi fost să se vină din nou la vot, la urne. Doar că nimeni N-a ieșit atunci în stradă să spună că alianța PSD-PNL la putere este ceva de neconceput pentru români. Cantitatea contează. Mulți oameni în stradă, doar mulți oameni în stradă, se pot opune unui stat care, iată, are toate instituțiile supuse partidelor și serviciilor și toată presa. Când suntem mulți, avem putere de negociere. Pentru că una e să închizi Piața Victoriei cu 20.000 de oameni, și alta înseamnă 300 de cetățeni care protestează închiși într-un țarc și păziți de 400 de jandarmi. Astăzi trăim protestul în epoca panicii. Ultima minciună globală este acest capitalism al fricii. Lăsați drepturile deoparte pentru că sunt pandemii, avem secetă, iată, e război! pe toate, tot ei, cei care ne cer să renunțăm la drepturi, le duc mai departe, au grijă să le ducă mai departe, zi de zi. Să protestezi înseamnă să fii liber. Asta am vrut cu toții în 89, nu? Protestul înseamnă, în aceste vremuri cu atât mai mult, să afirmi că îți vrei drepturile. Ce înseamnă aceste vremuri? Păi, în armare. Protestele care ar trebui să existe peste tot în lume trebuie să arate că cetățenii lumii civilizate nu vor în armare cu orice preț. Ce mai înseamnă aceste vremuri? State din ce în ce mai polițienești. Tot mai mult control asupra comunicării și asupra indivizilor. Protestele înseamnă libertate, înseamnă că nu suntem reduși la tăcere de o epocă în care instituțiile de forță își asumă practic dirijarea societății. Mai are cineva impresia astăzi că voința noastră contează? Deloc, să fim serioși. Am ajuns într-un punct greșit cu totul. Instituțiile civile trebuie să conducă statele, iar statele trebuie să fie unele ale legii, în care orice instituție se supune statului, statului civil. Am ajuns, iată, în România să ne rugăm de Claus Iohannis, de președintele țării, să ne spună câți bani a cheltuit pe avioane. De ce nu sunt uh, publice cheltuierile privind deplasările efectuate de administrația prezidențială? Fiindcă așa este legea. Trebuie să-l dăm în judecată pe președintele țării ca să aflăm cum a cheltuit bugetul? Și totuși nimeni nu e în față la cotroceni să ceară socoteală. Când îl vom sancționa pe Claus Iohannis pentru aroganță? La alegerile la care el nu mai are dreptul să se prezinte? Ok, succes atunci. Sau trebuie să ne considerăm norocoși pentru că încă putem da în judecată președinția? Sau pe vreun politician pentru abuz? Nu asta vedem la proteste. Domne, nu vă e rușine să protestați când, când situația geopolitică e cum e? Când ne bate războiul la ușă? Nu asta auzim? Întrebare. Pe cine trimiteți să se bată ca proștii, să se omoare, dacă vine, Doamne ferește, războiul? Nu tot pe noi? Pe cetățeni? 5. Protestăm și ca să ne amintim Că avem drepturi. Oare mai știm? Mizerabilă și perversă atitudinea Guvernului României în privința acestui vă Nu putem să creștem salariile, dar vă niște vouchere. Nu salarii, ci vouchere este un voucher pe care noi uh, începem să îl emitem. Măsura cu voucherele nu este singura măsură din acest an. Asigurăm acele tichete uh, prin care uh, sprijinim uh, uh, populația vulnerabilă. De ce așa? Pentru că un voucher, un tichet, un card nu înseamnă nimic. Niște bani aruncați ca să le închidă oamenilor gura, pe când salariile. Ei bine, salariile sunt drepturi. Salariile înseamnă contribuție la pensie. Salariile înseamnă că trebuie să-mi dai lună de lună dreptul meu. Salariile cresc după o anumită logică, an de an. Cel puțin, într-o societate normală la cap, așa ar trebui să se întâmple. Voucherele, tichetele, bonurile, cardurile înseamnă, bă, când avem, vă dăm. Când urlați prea tare, vă dăm. Când sunt alegeri, vă dăm. Dar aceste vouchere nu reprezintă un drept al tău. Aici e vorba de voința mea, a politicianului. Dacă ți dau sau nu. Ministrul fondurilor europene are astăzi doar rolul de a cere bani de la UE pentru ajutoare. Pachete cu alimente. Ca în anii 90. Sunt cozi imense chiar în acest moment la Galați, la ajutoarele date de Uniunea Europeană. Sute de oameni cu dizabilități se înghesuie și stau cu orele să aștepte, chiar dacă ajutoarele nu ajung pentru toți. Nu la fel face guvernul și cu bătrânii, și cu cei cu venituri mici? Nu vă creștem pensiile, vă dăm niște carduri pentru mâncare. Din când în când vă băgăm niște bani pe card, când vrem noi. Când vedem așa că vă îngălbeniți de foame. Și după ce ți se dau aceste pachete sau vouchere, tot ei și presa pe care o plătesc din bugetul public acum, te numesc asistat e ca să nu fiu asistat îmi cer drepturile. Și nu dreptul tău, politicianule, de a mi arunca milă, ci dreptul meu de cetățean la o viață decentă. Chestiune trecută și în Constituție. Despre asta e vorba. Întrerup emisiunea, cât să vă spun că potrivit publicației de mare angajament evenimentul zilei Oamenii trebuie să plătească pentru a vedea emisiunea Starea Nației. Nu. Fake news. Emisiunea Starea Nației poate fi văzută de oricine dorește la liber pe YouTube. Oamenii din tribul Starea Nației plătesc fie că fac o donație pe starea nației.ro, fie că direcționează parte din impozit către redacția Starea Nației, mulțumim, fie că și activează o treaptă de abonament pe YouTube, fie că apelează la Patreon, Revolut sau cumpără ceva de pe starea nației.ro magazin. Oamenii din trib plătesc așadar ca să susțină costurile acestei producții și pentru a o face accesibilă tuturor. Chiar și celor de la evenimentul zilei. Așadar, mulțumim evenimentul zilei, n înțeles nimic. Nu uitați să dați like canalului Starea Nației Oficial dacă n-ați făcut-o încă și nu uitați de like-ul cu care sunteți datori la Starea Sănătății, care este acum canal separat și vom vorbi acolo cum ar trebui să se vorbească peste tot despre sănătate. Doar că, na, știți cum e, vinzi mult mai multe cărți proaste despre nutriție dacă le spui românilor că pot slăbi mâncând fast food. Și atunci, ok, înapoi la emisiune. Mai departe, 6. Protestând, redescoperim solidaritate. Pur și simplu, protestând, vezi că nu ești singur în nebunia ta. E ca atunci când spui Hai, ce mă bucur că gândești și tu așa Credeam că numai eu sunt nebun Dar de ce solidaritate? De ce e atât de importantă solidaritatea? Am auzit această reacție a puterii Nu le dăm profesorilor salarii mai mari Pentru că vor vrea toți după aia Adică ce ne facem? Ori să ajungă să vrea tot săracii salarii mai mari. Mai bine nu dăm la nimeni. Îi ținem așa în adormire. Că dacă se trezesc profesorii, poate se trezesc toți apoi. Pentru guvernanți, vedeți, suntem niște zombii inerți. Iar marele pericol este ca zombii să se trezească. Să urmeze personalul medical, ceferiștii, polițiștii, funcționarii și așa mai departe. 7. Să protestezi înseamnă să-ți arăți că schimbarea este posibilă. Să le arăți celorlalți, dar să-ți arăți și ție. Pentru că trebuie să recunoaștem, trăim într-o Românie în care după 33 de ani de degradare politică, speranța e și ea amorțită, dacă mai respiră. Să protestezi, să obții ceea ce îți dorești, înseamnă să-ți demonstrezi ție și apoi celor din jur că societatea poate fi mutată în direcția pe care o dorim, dacă ne manifestăm ca atare. Asta le dă oamenilor, deci, încredere și speranță. Le dă oamenilor sentimentul că împreună sunt foarte puternici, și deci le reface speranța și le alimentează dorința de schimbare. Cum spuneam, guvernul trăiește acum cu teama asta. Dacă le dăm profesorilor, vor vrea și medicii, și ceferiștii, și toți. Unde ajungem? Într-o țară în care oamenii trăiesc cu toții ceva mai bine? Doamne ferește! Nu se poate așa ceva. Guvernul simte că speranța e contagioasă, că dacă profesorii arată că se poate obține un salariu mai mare, atunci vor da buzna toți. Aici e miza. Da, mai degrabă e atât de trist că asta nu s-a încercat mai devreme. Prin lipsă de presiune, cetățenii au lăsat putere după putere să legifereze doar în interesul unor grupuri de interese. Și în acest timp să mintă continuu, să mintă că se luptă să taie pensii speciale și alte privilegii, cât să adune capital politic pentru a câștiga alegerile, pentru a-i fraierii pe oameni. Ei bine, acum, odată cu greva profesorilor, reaprinderea speranței îi poate mătura pe mulți politicieni. În sfârșit, 8. Protestând, punem alte priorități pe agenda publică. Care a fost una dintre reacții când s-a anunțat greva generală? Nu doar în rândul politicienilor, chiar în rândul profesorilor. Nu putem să lăsăm copii astăzi în prag de examen și înainte de finalul anului de învățământ uh, uh, suspendați pentru că uh, nu avem soluții pentru problemele pe care dumneavoastră le ridicați. La fel, guvernul nu crede că greva profesorilor ar trebui să aibă loc acum. De-aia s-a și dat drumul în presă ideii de șantaj. De-aia guvernul a încercat într-un mod mărșav să întoarcă pe elevi și pe părinți împotriva profesorilor. Declanșând greva generală și neacceptând mita guvernului în bonusuri, în vouchere, care nu sunt drepturi, nu sunt salarii, sunt doar o șpagă, profesorii deschid discuția atât de importantă a traiului decent, și pe cea și mai importantă a nevoii de cadre didactice bine pregătite, a unui sistem care trebuie reprofesionalizat. Ceea ce nu se poate face fără primul pas, salarii mai mari. Pentru că așa se întâmplă de fiecare dată. Se pleacă de la ceva și se ajunge la ideea de ansamblu. Care înseamnă de cele mai multe ori viață decentă, condiții de muncă decente, respectarea demnității, a dreptului la educație sau la îngrijire medicală, nu? În încheiere, vă fac o mărturisire. Nu în premieră, pentru că le-am spus-o și abonaților plătitori de pe canalul nostru de YouTube, am scris și în newsletter când am văzut reacțiile multora dintre cetățeni la greva profesorilor, când am văzut reacția presei pe gâtul căreia partidele stau cu bocancul, am simțit din nou o puternică dorință de a fi cetățeanul altei țări. Mie îmi place foarte tare că român, dar asta te face să te simți de rahat uneori, de multe ori. Și gândul ăsta mi-a adus un gust de fiere în gură, de care n-am scăpat nici până azi. Ultima dată când am simțit asta a fost la referendumul pentru familie. Atunci a fost chiar mai rău. Iar gândul de a pleca a stat destul de mult cu mine. Scrieți-ne opiniile și ideile voastre. Le aștept la dragoșaronpătraru.ro Și dacă mai vreți astfel de producții, Spuneți-mi și pe ce idei ați vrea să le facem, desigur. Nu uitați, fără voi, fără sprijinul vostru, fără donațiile voastre, fără comenzile pe care le faceți zilnic pe starea nației. magazin, fără vizitele voastre la cafeneaua nației din ploiești și, sperăm, în curând, la Teatrul nației, pe care îl construim acum, tot împreună cu voi, fără toate astea, n-am fi. Să vă fie bine și apoi, dacă puteți să le faceți bine și celor din jur.